Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragile mele balanțe! Aceasta este etalarea lunii august pentru toți cei care aveți zodia balanță, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al balanței. Hai să vedem! Să vedem câte cărți avem aici. Două. Hai să mai scoatem una. Mesajele pentru voi în luna august. Uite ce cărți frumoase, frumoase avem aici. Progres, multă pasiune, multă schimbare, multă dinamică aici în viața voastră, dragile mele balanțe. Se întâmplă lucruri frumoase pentru voi, lucruri frumoase în dragoste, da? Se schimbă lucrurile. Tot ce era stagnant progresează, se dezvoltă, crește, da? Lucruri frumoase aici în relație cu copiii, cei care aveți copii. Luna august e un moment foarte frumos să investiți în relația părinte-copil, să faceți activități, lucruri împreună cu copilul vostru. Pentru balanțele care sunt creative, da? Care au o pasiune creativă, că pictați, că cântați, dansați, indiferent ce vă place să faceți. Asigurați-vă că în luna august dedicați suficient timp acestor activități care le faceți pentru sufletul vostru, pentru inima voastră, fiindcă o să vă umple de energie pozitivă și vă va ajuta, vă va ajuta în toate planurile. Pentru balanțele singure, foarte mult potențial aici să întâlniți pe cineva. Pentru balanțele care au avut probleme în relația de cuplu, foarte, foarte mult potențial aici să reaprindeți flacăra iubirii, flacăra pasiunii. Pentru balanțele care au avut probleme până acum în a avea copil, în a face un copil, da? În a concepe un copil. Foarte mult potențial pozitiv în august, deci puteți să continuați să încercați, că cine știe, poate aveți noroc. Aici e clar că sunteți pe o traiectorie foarte pozitivă. Se întâmplă multe lucruri pentru voi, multe lucruri frumoase. E o lună foarte norocoasă pentru balanțe. Da, luna august, moment foarte, foarte, foarte frumos pentru voi. Guvernatorul zodiei voastre, da, e în mișcare retrogradă, Venus retrograd în Leu. Dar asta doar vă duce pe acest drum sau vă scoate în cale anumite lucruri, anumite persoane, anumite situații care trebuiau să apară în viața voastră la acest moment, în acest punct al călătoriei voastre prin viață. Da, foarte multe balanțe își vor da seama în luna august că lucrurile sunt ciclice în viața lor, că sunt anumite teme, anumite situații, anumite leitmotive care se tot repetă cu anumită frecvență și vă dați seama că de fiecare dată când aceste situații reapar, e o nouă șansă, e o nouă șansă să vedeți și voi cum vreți să acționați, ce vreți să faceți de aici înainte. Per total, cărțile acestea îmi dau așa un semnal foarte pozitiv, un start foarte frumos pentru această lună. Și hai să clarificăm și cu cărțile de tarot, dar până atunci, dacă v-a plăcut până aici etalarea, dacă rezonați cu aceste mesaje, nu uitați să dați un like, să-mi arătați aprecierea pentru efortul pe care îl depun aici, absolut gratuit pentru voi. Hai să vedem ce mesaje suplimentare au aici pentru balanțe cărțile de tarot. Ok, spânzuratul ne arată un blocaj, treiul de săbi, un blocaj în dragoste. Soarele, care se termină foarte bine, foarte pozitiv, se rezolvă. Da, durerea, trădarea, șaptele de săbi din trecut, tot ce n-a mers bine în relația de cuplu, cu asul de cupe, cu o nouă șansă, cu un nou început. Bun, aici o să trebuiască un pic să spargem etalarea pe mai multe categorii de balanțe. Hai să o luăm pas cu pas, pentru balanțele singure, da? Cei care sunt singuri acum. Văd că ați fost aici singuri o destul de lungă perioadă de timp.
fiindcă ați fost trădați în trecut, da? Și această frică v-a ținut departe, v-a ținut departe de orice putea să arate ca o posibilă relație serioasă în viitor. Dar în luna august apare aici arcana majoră Soarele. Lucrurile iau o turnură diferită pentru voi. Ceva se schimbă, ceva se schimbă în interiorul vostru, ceva se schimbă în mintea voastră, în sufletul vostru. Poate că pur și simplu, șoaptele de săbine arată hoțul. Apare aici o persoană care vă fură inima, da? O persoană căreia nu mai puteți să-i rezistați și astfel de cupe vă deschideți din nou inima către o potențială relație. În altă ordine de idei, aceste ultime cărți care apar aici poate să însemne și faptul că voi renunțați să vă mai furați singuri căciula pentru că aveți aici un moment de realizare și atunci cumva vă deschideți, da, către posibilitatea unei noi iubiri. Ceea ce e foarte frumos, că aici potențialul este foarte, foarte pozitiv, e momentul oportun, e momentul să faceți acest pas, să aveți încredere în persoanele pe care le întâlniți în august, în direcția în care vreți să vă îndreptați de aici înainte, că e o direcție mult mai bună, e un progres, da? Bun, asta pentru balanțele singure. Acum, pentru balanțele care sunt deja în relații serioase, da? Sunteți într-o relație de cuplu, poate chiar locuiți împreună, poate chiar sunteți căsătoriți, da? Nu contează, sunteți într-o relație, pentru toate balanțele în relație. Ceva aici a fost stagnant și voi v-ați simțit răniți în orgoliu vostru de toată această stagnare, de faptul că parcă relația bate pasul pe loc. Poate că vă comparați constant cu alți oameni. Păi uite, cuplul ăsta cu care suntem prieteni, ei merg în concediu în Dubai, noi de ce nu ne permitem? Uite, ceilalți au căsătorit, tu nici măcar nu m-ai cerut de nevastă, uite, ăia și-au cumpărat casă, noi încă locuim în chirie, da? Vă tot comparați așa cu unii și cu alții și vi se pare că relația voastră, viața voastră bate pasul pe loc în comparație cu alții. Dragii mei, nu vă mai comparați cu alții, fiecare are calea sa, fiecare are drumul său și calea pe care trebuie să o urmeze. Voi trebuie să vă găsiți calea voastră, ca și cuplu, da? Ca și echipă, ca și unitate. Și în momentul în care lăsați toate aceste comparații deoparte și reușiți să găsiți împreună cu partenerul vostru calea comună pentru amândoi, curge și dragostea, nu mai rămâne aici blocată, da? Curge și legătura emoțională și vă regăsiți toată împlinirea pe care o căutați în cuplu. Da, asta bineînțeles depinde și de voi, depinde și de persoana de lângă voi, dacă reușiți să treceți peste acest blocaj sau nu. Fiindcă avem aici această arcana majoră Soarele, eu să zic că pentru marea majoritate dintre balanțele care urmăresc această etalare, da, reușiți să treceți peste acest blocaj, reușiți cumva în acest ciclu de Venus retrograd, în această lună august, reușiți cumva, într-un fel sau altul, împreună cu soțul, soția, iubitul, iubita, partenerul sau partenera voastră, să găsiți o soluție care funcționează pentru voi. Bineînțeles, o să fie câteva fecioare care își dau seama că nu au cum să treacă peste această trădare, că nu vor să se mai lase mințite, înșelate. Și dacă sunteți într-o relație în care ați fost înșelați, în care ați fost mințiți, în care lucrurile chiar nu sunt ok, atunci pentru această categorie de balanțe o să vă dați seama că soluția este să plecați, că mai bine o luați pe cont propriu de la capăt, pentru că e singura variantă în care într-adevăr vă deschideți către posibilitatea de dragoste adevărată, de iubire în adevăratul sens al cuvântului, că relația în care sunteți acum nu are cum să vă dea acest rezultat. Dar, repet, asta e pentru o mică categorie de balanțe. Marea majoritate o scot la capăt în relația în care sunt acum. Bun, hai să scoatem aici un ultim mesaj de încurajare pentru balanțe. Până când amestec eu aceste cărți, dacă v-a plăcut detalarea până acum, vă rog să lăsați și acolo un mic mesaj în comentarii. Orice.
Poate să fie un cuvânt, o frază, poate să fie și doar un smiley face, da, o față zâmbitoare sau acolo un mic simbol ca să știu și eu la câți oameni ajunge această etalare, cât să rezonați cu mesajele mele. Mi-e place foarte mult să citesc tot ce mă lăsați acolo, să știți. Bun, hai să vedem. Așa, un ultim mesaj de încurajare pentru balanțe în luna august. Am forța de a face schimbări. Este atât de comod să joci rolul de victimă, deoarece întotdeauna altcineva e de vină. Trebuie să stau pe propriile în picioare și să-mi asum o oarecare responsabilitate. Ei, uite ce mesaj interesant a ieșit aici pe final pentru voi, da? Mesajul ăsta e pentru toate balanțele, pentru toate balanțele, dar în special pentru acele balanțe care trebuie să plece. Trebuie să plece din situația toxică în care se află, trebuie să pună piciorul în prag și să zică gata, da? Dacă acest mesaj vă atinge așa adânc în inimă, luați-l ca o încurajare. Dar și pentru celelalte balanțe, pentru balanțele care trebuie să stea, să lupte pentru relația lor, renunțați la a învinovăți cealaltă persoană pentru tot ce nu merge bine, că nu va fi ok. Da? Responsabilizați-vă și pe voi înșivă. Ca lucrurile să iasă bine, ca lucrurile să iasă altfel de aici încolo, trebuie ca ambele persoane să acționeze altfel. Bun. Și, așa, ultimul mesaj, ambele persoane au fost rănite aici. Să știți că nu doar voi ați suferit. Și cealaltă persoană suferă. Fiindcă văd că în relația asta de cuplu, unul tot timpul oferă, unul tot timpul primește. Nu știu cine oferă, cine primește. Că asta depinde de la cuplu la cuplu. Puteți să fiți voi, poate să fie cealaltă persoană, dar ambele persoane au suferit. Ambele persoane s-au simțit înșelate, trădate la un moment dat. Deci, mare atenție aici. Priviți lucrurile și din perspectiva celelalte persoane. Bun, cam astea au fost mesajele pentru voi. Sper că am reușit să vă încurajez, fiindcă aici, mai ales începutul etalării, a fost foarte frumos pentru voi. Deci, potențialul este acolo. Potențialul este acolo, trebuie și voi să vă luptați un pic pentru a-l obține. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Va fi o lună importantă pentru voi, de aceea vă recomand să reveniți și la horoscopul săptămânal pe care îl pregătesc în fiecare săptămână. Acolo o să găsiți informații suplimentare care vă vor ajuta în luna august. De aceea vă recomand să vă abonați canalului meu de YouTube ca să fiți anunțați acolo când voi publica acest horoscop săptămânal. De obicei, încerc să-l pun duminica, uneori nu reușesc și îl public luni dimineața, dar cel târziu luni dimineața la ora 8, mereu aveți aceste informații. Ca să începeți săptămâna cu dreptul, să fiți pregătiți și să știți la ce să vă așteptați. Până atunci, vă doresc să aveți o săptămână minunată și o lună cu foarte multă dragoste și iubire. Pa, pa!